Dan, ați disputat primele două meciuri din play-off în deplasare, două rezultate pozitive, v-ați apropiat de locul secund. Da, au început play-off-ul, ne-am atins primul obiectiv, acum o luăm pas cu pas, de la meci la meci, încercăm să scoatem maximul. Sâmbătă am pierdut două puncte importante și ne concentrăm pe ceea ce urmează, să ajungem în primele două. Vine acum seria de trei meciuri pe teren propriu, primul examen, unul important cu liderul clasamentului Iafumați, vineri, un prilej de revanșă pentru voi. Da, ne gândim la acest meci, încercăm să-l pregătim cât mai bine și cred că dacă vom avea o atitudine bună și vom face ceea ce lucrăm la antrenamente, nu vom avea nicio problemă. Până acum avem o statistică foarte bună a meciurilor acasă, am făcut un egal și am pierdut un meci din toate cele care au fost până acum. Cred că este un plus pentru noi și vom vedea ce va fi la primul meci care urmează cu Afumați. Cum îi simți pe coechipier, motivați pentru aceste întâlniri care urmează? Toată lumea este motivată, este un meci important pentru toți și cu liderul și să sperăm că toată lumea va fi conectată 100% la meci și vor da tot ce e mai bun. Domnule Rădoi, echipa secunda Farului a disputat primele două meciuri în deplasare în play-off. Cum au fost cele două întâlniri? Într-adevăr, am jucat primele două etape din play-off, am reușit în primul meci să câștigăm cele trei puncte. După aceea am făcut un egal până la urmă, care eu cred că meritam să câștigăm cele trei puncte, pentru că ne-am impus atât ritmul cât și intensitatea jocului, ne-am impus principiile noastre. Numai o neșansă ne-a făcut să nu câștigăm cele trei puncte. Vine acum o serie de trei partide pe teren propriu, primul examen, confruntarea cu liderul clasamentului Afumați, vineri aici în bază. Da, într-adevăr, întâlnim vineri echipa după primul loc de la noi din serie, o echipă foarte experimentată, cu un antrenor la fel foarte, foarte experimentat. Sper și îmi doresc din suflet, așa cum am spus-o de foarte multe ori, să luăm fiecare meci în parte și să putem câștiga cele trei puncte vineri. Va fi un bun prilej pentru o revanșă. Ați pierdut la limită în sezonul regulat, un meci în care ați ratat numeroase ocazii. Da, într-adevăr, eu cred că meciul de acasă a fost un meci foarte bun al nostru. Nu cred că meritam să pierdem, având foarte multe, foarte multe șanse și oportunități de a marca. Sperăm ca vineri să reușim să câștigăm. Băieții au recuperat puțin din diferența față de locul secund. Acum o serie de 9 puncte ar fi ideală. Da, eu le-am transmis de fiecare dată jucătorilor că numai de noi depinde. Noi nu ne uităm ce fac celelalte adversare ale noastre, pe noi ne interesează doar jocul nostru, așa cum am spus-o, mă interesează ca ei să înțeleagă că principiile noastre sunt cele mai importante și important este să luăm fiecare meci în parte, să-l câștigăm.